7-2 a avut dificultate în calificări. Reprezentant la Russie se prezintă Emil Karimov. Păi ăsta la finala pe echipe a terminat ultimul și a făcut o bară super bună. Da. Dar vreau să zic că 7-2 pe plan mondial e mult. Păi vine Țucai 7-9 și mai vine prietenului 7-7 și mai se închide tabela. Hai. Cred că bagă mai mult astăzi. N-a avut legarea asta în... Are rost 80. Tacevu, acela prins în mix. Vai, crește nota de plecare foarte mult. Adler cu 3-60. Încă o desprindere. Yamavaki. 3 desprinderi a avut parcă până acum. Stadler, wow, asta la limită. Stadler răsucită. Endon răsucită. Cum a respirat când a băgat la Adler. Și coborârea, hai să vedem. Oh, înțepenit. Foarte bun. Greu de bun depășit Garibov, să vedem. Bun exercițiu. Poate Maras, dacă riscă. Bun exercițiu, diferența o va face nota de plecare. Dacă vine cineva și face la fel de curat ca și el. Dar foarte, foarte frumos, foarte curat. Sigur, pe el. Aterizarea, n-a bățit, s-a înfipt ca țărușul. Să știi că și acest Mario Moșnin care urmează, l-am văzut la câteva etape de Cupa Mondială cu evoluții spectaculoase la bară. Triviet. Garibov, frumos. Ținută, fermoarul tras. Changement de prise au-dessus de la barre, bien sûr. Ăsta, îmi place elementul ăsta. Da, priza aceasta încrucișată, nu? Da, da, da. Crește o zecime. Nota de plecare. Valoarea elementului crește cu o zecime. Ia uite ce frumos. Foarte sigur. Și coborârea acum. De salto, de vrille, de back somersault, foot twist. Cât de bine a aterizat. Parfaitement maîtrisé la note dans un instant. Și descătușarea. Da, da, da. Cred că este da. Acea eliberare. Păi după atâta tensiune. Te iubiu, da, iubește pe cineva. E normal. A, taică-sa. Maică-sa. Locul întâi, 15.833. Tot 7-2 la dificultate. Da,